Casa de Cultură Geoboxa din Câmpina pregătește pentru cetățeni un mărțișor deosebit. În perioada 22 februarie-10 martie va avea loc o expoziție intitulată „Suvenir de Prenton. Va fi o expoziție organizată împreună cu Uniunea Artișilor Plastici, sucursala Câmpina, la care vor participa 10 pictori din Câmpina și în O expoziție care va avea pesimeze, pictură, fotografie și obiecte de artizanat. În cadrul expoziției, mai mulți artiști plastici din zona municipiului Câmpina își vor expune operele de artă. Artiștii care participă sunt Amalia Suruceanu, Mihaela Poale-Lunci, Melania Goage, Cristina Popescu, Mihai Dulu și Marilena Dulu, Mihai Boroiu. Elisei Comnoiu, Nestor Nicolai și Camelia Tache, unii dintre ei cunoscuți și de la Târgul de Arte, care este deschis în timpul verii în centru la ceas. Cei care doresc să achiziționeze un tablou, o sculptură sau o fotografie, o pot face în cadrul expoziției Souvenir de Printemps. Vă invităm să participați la vernisajul expoziției Souvenir du Printemps, care va avea loc pe 22 februarie, la orele 11, la Casa de Cultură Geoboxa, din Câmpina, strada Griviței, numărul 95.